Vaccinul contra hepatitei B a fost epuizat în maternitățile din județul Hunedoara. Dacă la sfârșitul lunii trecute în spitale mai existau aproximativ 100 de doze, în momentul de față stocul este epuizat. Așa se face că nou-născuții vor ieși din spital fără să li se administreze acest vaccin, însă pot fi vaccinați de către medicii de familie. Nu este prima dată în acest an când maternitățile din județul nostru se confruntă cu o asemenea situație. Totuși, potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, părinții nu trebuie să se îngrijoreze, pentru că sunt riscuri destul de scăzute ca nou-născutul să contacteze virusul. Riscul pentru a face hepatită de tip B la copii nou-născuți, sugari, este aproape zero. De ce? Pentru că ea se transmite prin sânge infectat. Există, da, un risc pentru copii la care mamele au antigen HBS, adică antigenul hepatitei de tip B, sunt purtătoare și copiii din aceste mame trebuie să fie vaccinați imediat la 6 ore după naștere. În vară nu am avut nicio solicitare de acest gen de la maternități. Acum am avut o solicitare de la o maternitate și s-a rezolvat acest lucru. Această criză de vaccin împotriva hepatitei B nu este doar la nivelul maternităților din Hunedoara, ci la nivelul întregii țări. Însă reprezentanții DSP spun că Ministerul Sănătății va rezolva această problemă în scurt timp.